Începem citirea astăzi de la Cartea Filipeni, capitolul 3, începând cu versetul 7. După aceea o să luăm loc în prezența Domnului și cu inima deschisă să învățăm ce cuvântul lui Dumnezeu are să ne spună astăzi. Spune Scriptura aici, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Isus Hristos, Domnul meu, pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în el nu având o neprihănirea mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Nu că am câștigat premiul, sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc întrucât și eu am fost apucat de Isus Hristos. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premul chemării cerește a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina în acea privință, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților! Uitați-vă bine la ceea ce se poardă după pilda pe care o aveți în noi. Că și v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă că vărăjmași ai lui Hristos, ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este rușinea. Și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Luați loc în prezența Domnului. Ați văzut că în textul care ne stă în față, Apostolul Pavel are un singur erou. Știți care este eroul textului? Iisus Hristos, nu este altul. Dragii mei, spune Scriptura că atunci când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Spune în Proverbe, capitolul 29, cu 18, în altă traducere, unde nu e viziune, poporul piere sau omul, familia piere sau biserica piere, dar cel ce ține legea este fericit. Am auzit odată un citat care mi-a impactat viața, un om fără viziune, rememorează trecutul și încearcă să-l repare la nesfârșit și în zadar, pentru că trecutul nu-l poți repara, corect? Un om fără viziune trăiește tot timpul în trecut, încearcă să trepare trecutul. Subiectele lui sunt doar despre trecut. Ce-a făcut ăla, ce mi-a zis la cum o rănit ăla, ce mi-a făcut ăia, ce mă... Doar despre trecut. Însă noi nu trebuie să trăim ca un om care nu are viitor, pentru că noi, ca și copii al Dumnezeu, avem un viitor și o nădejde. Amin? Lăudați să fie Domnul. Vor fi multe lucruri în anul ăsta care vor încerca să ți distragă atenția și pe tot parcursul alergării tale, pentru că titlul mesajului este cu ochii pe țintă. Vor fi multe lucruri care să-ți uh, distragă atenția de la ținta principală, însă noi trebuie să nu uităm că suntem chemați să alergăm cu o țintă. Noi nu suntem chemați să alergăm în zadar. Noi nu ne întâlnim la biserică că nu avem ce face. Eu personal n-am venit aici că n-am ce face. Eu trebuia să fiu la Suceava uh, Motorul meu a explodat pe autostradă, m-am întors, i-am spus lui Alex, Alex uite am o fereastră, dacă pot să vă slujesc în duminica asta ați disponibil, dar fiecare din voi are ce face, fiecare ar fi putut merge la un grătar, fiecare ar fi putut face ceva astăzi însă ați ales să rămâneți cu ochii pe simtă. Lăudați să fie Domnul! Oamenii ai Bibliei care au înțeles că fără țintă este imposibil. Avram a avut o țintă, l-a avut pe Isaac. Chiar dacă a fost deviat la un moment dat prin Ismael, Avram, totuși, cu ajutorul Dumnezeu, a stat cu ochii pe țintă și a fost născător de Isaac. Biblia spune, nu spune Sara l-a născut pe Isaac, spune Avram l-a născut pe Isaac. De ce? Pentru că a fost nu doar o naștere naturală, dar și o naștere supranaturală și spirituală, cu impact spiritual. Da? El în perseverența lui, cum spunea chiar dacă s-a bătut temporar, de la țintă Dumnezeu l-a ajutat să rămână pe țintă. Iacov a avut o altă țintă. Isaac a avut o altă țintă să-l nască pe Iacov și pe Esau. De Iacov a avut o țintă să nască semințiile. Da? Fiecare a avut o țintă. Apoi a venit David, că a avut o altă țintă. Ținta lui David n-a fost niciodată goliatul. Ținta lui David a fost eliberarea poporului. Și dacă asta trebuie să bată cu golia, s-a bătut cu el, amin? O lăuda să fie Domnul. Petru a avut o altă țintă să păstorească biserica din Ierusalim. Și Pavel, ținta lui, a fost Hristos, dar Hristos l-a dus să ducă Evanghelia această lumină la neamuri. Îmi place Domnul Hristos, ne-a spus că a avut și el o țintă. Marcu 1 cu 38, haideți să mergem și în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, că și pentru aceasta am venit. În engleză spune, for this purpose I have come pentru ținta asta, pentru scopul ăsta am venit. Deci care este ținta ta? Pentru că aici se rezumă întrebarea dimineții. Pentru ce alergi? Trăiești din inerție? Aștepți încă un program? Plictisit de la an la an? Încă o sărbătoare? Vine Crăciunul? Mâncăm sarmale? Mâncăm porcul de Crăciun sau ce mănânci Mielul de Paști? Am mai trecut un an? Trăiești fără țintă? Trăiești fără viață? Trăiești fără motivație? Trăiești pur și simplu pentru că trăiești? Dumnezeu nu te-a pus pe planeta asta doar să existi. Așa spunea unul din filozofii Secolului trecut gândesc de ce există, lui era de ajuns să existe, dragul meu mie nu mi-ajunge doar să există, Dumnezeu m-a trimis în istorie cu un plan, coțint, amin? Dumnezeu m-a trimis în istorie cu un plan și planul lui e minunat, de asta când am citit textul și am revenit asupra lui de mai multe ori, textul ăsta e foarte foarte interesant, de ce? Pentru că Pavel aici ne descrie strategia lui de viață. Și Pavel ne spune în primele gânduri, în primele rânduri, dar începe prin a spune, bineînțeles că face parte din semenția lui Beniamen și așa mai departe, fariseu și ne spune toată polologia sau poată moștenirea lui spirituală, pentru că vrei să laudă mult cu semențiile din care vin. Dar și noi am văzut că în România eu mi-s eu mi-s Bănățan, eu mi-s Bihorean, eu mi Dacă îi zice altceva, se supără. De exemplu, dacă îi zice la un bucovean că e moldovean, se supără pe tine, pentru că ei nu-s e sunt un pic mai sus sunt mai harni, sunt mai frumoși, sunt oameni de munte. Și îmi place, chiar îi spunea lui Vali, ce frumos e orașul ăsta, mi aduce aminte de Baia Mare. Zic, așa îmi place orașul ăsta, măi, așa, cu muntos, cu munții lângă el. Ăștia sunt oameni serioși, sunt oameni muncitori, oameni hotărâți și mie îmi plac oamenii hotărâți. Și Domnului îi plac oamenii hotărâți. Spune Scriptura că degeaba pui mâna pe plug și te uiți înapoi. Nu fi nehotărât, fii un om hotărât, că un om nehotărât nu primește răspuns de la Dumnezeu, amin. Lăuda să fie Domnul și Pavel începe, cum spuneam, prin aceasta, pentru el am pierdut toate. Îmi place atât de mult că spune acest verset și vreau să-l recitesc, dar acum lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Eu întâlnesc mulți oameni care se laudă cu trecutul lor, care se laudă cu păcatele lor, care se laudă cu câte experiențe sexuale au avut ei, câți bani au făcut ei, ce au făcut ei, cât de mari erau ei în lume, dragul meu, nu mă interesează ce ai fost. Pavel nu se laudă cu lucrurile ale le socotește ca un un cuvânt împreună. Gunoi. gunoi, ca un gunoi. Ba încă și acum le privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Hristos. Și îmi place cum conchide el. Pentru el am pierdut toate. Dragul meu, ai pierdut tu, totul sau tragi trecutul după tine? Tu încă trăiești din trecut, încă faci combinații, încă dai un telefon, îmi spunea uh, un om la o biserică, ce bă, frate, m-a rugat astăzi, ce dacă nu lucră domnul până la ora 12, am niște numere de telefoane. De deci ce el trăsese trecutul după ele, el încă trăia în trecut, era un om al trecutului, era tributar trecutului și mulți dintre noi suntem de multe ori tributari trecutului. Dumnezeu nu vrea să trăiești în trecut. Ce-ți spune vocea trecutului? Sunt unii aici în dimineața asta care sunt condamnați de trecut, care încă nu pot să închidă ușa trecutului, care au regrete, care au făcut păcate grele, păcate mari de tot cu consecințe enorme, care le pare rău și trecutul îi hăituiește și îi hăituiește și îi hăituiește. Dar îmi place ce spune Pavel. Eu prin Hristos am închis ușa trecutului Și toate le privesc ca o pierdere Privești tu totul, toate lucrurile ca o pierdere? Tot, tot felul tău de gândire Cum ai venit la Hristos Sunt mulți care stau în biserică Și nu și-au schimbat mintea Încă au aceleași tipare După care funcționează Au aceleași tipare Au aceleași tipare Au aceleași tipare Ba mai mult Mă frustrează mult când aud uh, Unii bărbați care sunt căsătoriți Trebuie să o sunt pe mama Trebuie să sun pe mama, trebuie să sun pe bunul, trebuie să sun pe tata, trebuie să vorbesc cu bunicul, așa ce am mama, mă, dar omule, dar tu ești căsătorit cu fata asta. Dumnezeu te-a pus aici cu ea să iei decizii împreună cu ea, nu să sunt tot neamul. Neamul e bun, dar e doar consultativ. Voi sunteți decizionale, amin. Dragul meu, nu căra că era trecutul după tine, nu că era vinovăția după tine, nu că era legăturile trecutului, nu că era tiparele trecutului. lasă-le, lasă-l pe Dumnezeu, vino la crucea lui Hristos cu vinovăția, vino la crucea lui Hristos cu păcatul, vino la crucea lui Hristos cu condamnarea, vino cu mândria, cu lucrurile de care tu te-ai mândrit. Iată că apostolul Pavel, da, doctorul vremurilor, da, graduat din toate universitățile, nu vine să zic că am diplomaia și diplomaia și diplomaia și diplomaia, nu-l interesează. Pentru că pentru el, venirea la Hristos a însemnat o viață nouă. Toate cele vechi. Păi și atunci noi de ce le cărăm după noi? De ce încă umblăm în tiparele părinților noștri? Îmi spunea un american, zice, brother, zice, I love Jesus, îl iubesc pe Iisus, dar bunicul mi este noase. Adică eu vreau să-l iubesc pe Iisus, dar încă gena mă învață la prostii. Păi zic, încă nu ți-ai crucificat gena, nu încă n-ai ajuns la cruce. Dragul meu, Pavel, cu tot ce era și tot ce știa, toate legăturile lui cu pământul, Pavel le lasă în urmă. Tot ce avea valoare, tot ce avea statut, tot numele lui, toată cunoștința lui, vița din care se trăgea realizările lui, filozofia lui de viață și toate gradele lui, Pavel le îngroapă pentru că îl întâlnește pe acest Domn și Mântuitor Hristos și nu-i mai pasă de nimic, îl vrea pe Hristos, îl vrei tu pe Hristos. Ești tu gata să pierzi totul pentru Hristos? Ești tu gata să-ți pierzi ambiția? Auzeam eu mărturia unui Lider spiritual care a căzut în păcat și acum își mărturisea păcatul soției și congregației și spunea că îi pare rău. Și spunea că și-a dat seama că avea două dependențe. Avea dependența asta de pofte, dar mai avea o dependență. Dependența de propriile lui păreri. El, Hristos, nu era reperul în viața acestui om. El era reperul lui însuși. De aceea, dragul meu, vreau să te chem astăzi la Hristos. Pentru El am pierdut toate, spune Apostolul Pavel, ca să câștig pe Hristos, să fiu ca El justificat de El într-o neprihănire a Lui, nu în ce am putut eu face. de a spune Scriptura și îmi place atât de mult cum vorbește Scriptura. Totul este datorită Harului Lui Dumnezeu. Ați cântat despre Har, am cântat despre Har în dimineața asta. Apostolul Pavel zice, am muncit mai mult decât voi toți. Totuși nu eu, ci, ci... Ci... Ci cine? Harul Lui Dumnezeu. Tu ești conștient că Harul Dumnezeu te trezește dimineața, ești conștient că ești aici astăzi pentru că Domnul Hristos a vrut ca să bată inima ta? Tu ești conștient că acest Dumnezeu mare care a făcut Universul poate să-ți ia suflarea într-o clipă? Tu ești conștient că spune Scriptura, armatele au căzut într-o adormire veșnică? Ești conștient că duhurile cad în leșin înaintea Lui? Ești conștient că totul este datorită Harului Lui Hristos? Tu nu ești aici că ești deștept, nu sunt aici că sunt mai tare ca voi? Sunt aici datorită unui singur lucru că am călcat pe treapta Harului Lui Cristos. Nu mă califică școala, nu mă califică nimic din ce am făcut. E doar harul lui Dumnezeu. De asta Pavel spune, pentru el am pierdut toate ca să câștig pe Hristos. Și Pavel începe prin această uh, pierdere mare. De ce? Pentru că este în față o răsplătire veșnică enormă. Dragul meu, când Biblia ne spune să ne lăsăm de păcat, nu ne spune să ne lăsăm de păcat doar așa de ochii lumii, ci să ne lăsăm pentru că avem o răsplătire mai mare. Avem lucruri mai bune, avem lucruri veșnice. Când Biblia spune să renunți la lucrurile acestei luni, să nu-ți mai legi inima de pământ, să-ți legi inima de cer, o spune pentru că cerul este etern. Dar dacă tu -ți vei lega inima de pământ, odată cu pământul vei trece și tu. Însă dacă îți vei lega inima de Dumnezeu, căci -și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia Tatălui rămâne în, în veac, acolo spune Forever and ever and ever and ever and ever la nesfârșit. Apostolul merge mai departe și ne dă al doilea pas în această mentalitate lui alerg spre țintă pentru primul chemării cerești. Nu-i de ajuns doar că ai lăsat în urmă totul. Gata, m-am lăsat, m-am dezbărcat de haine, Trebuie să intri la duș, amin? Și să începe o viață nouă. Lăudat să fie Domnul! Prea mulți, sincer, puțin încă a trecut. Și nu mirosim a făptura nouă a lui Hristos. Biblia spune că prin noi El ne poartă în carul de brânză să ce? Să transmită prin noi ce? Mireazma cunoștinței lui Hristos. Prea mulți mirosim încă a pământ. Prea mulți mirosim încă a păcat. Prea mulți. Pentru că n-am venit la cruce. Pentru că crucea este singurul loc unde se rezolvă trecutul meu și al tău. Și acolo vrea Domnul Hristos să vii. De ce? să fii omul eliberat, să mergi liber de păcat, să mergi liber de condamnare, să mergi liber de vinovăție și apoi să începi să alergi împreună cu el această alergare pentru premiul chemării cerești. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Eu vreau să -mi întreb câte mii de lucruri face. Să rezolv și aia, să rezolv și aia, să fac și aia, să fac și bani, să am și pe aia, să fac și pe aia, să fac și aia, o mie de lucruri pe farfurie. Biblia spune că unul singur îți trebuie. Că dacă îl faci pe la bine, toate celelalte se vor da pe, dea, pe deasupra, dragul meu. Când tu pui împărăția lui Dumnezeu pe primul loc, Dumnezeu să asigură. Vorbeam odată cu un om care făcea bani, știa să facă bani. Eu nu știu să fac bani, dar el știa să facă bani. Și zicea, bă, interesant, mă, am făcut ce mi-a zis voi la biserică. Cum am început să dau zeciolile, dărniciile, să-l pun pe Dumnezeu pe primul loc? Bă, așa mi s-au aranjat lucrurile că nu venea să cred. Când nu început să crească bugetele, zic, bă, nu mai dau. Două luni n-am dat. Ce zici, mă, omule, că mi s-a întâmplat? Blocaj total pe toate fronturile. Am început să dau. Bă, zici că Dumnezeu să joacă cu mine. Nu zic, tu te joci cu Dumnezeu. Dumnezeu nu se joacă cu nimeni. Dumnezeu își ține cuvântul, dar atunci când tu aplici cuvântul, cuvântul are repercursiuni, are semne, are binecuvântări în viața ta. Dragul meu, aplică cuvântul. Bineînțeles, poate tu nu ai filozofia asta zecerii. Bine, el acolo a învățat în biserică. Ai filozofia dărnicii, dar, dragul meu, dă cu inimă largă dă pentru tot ce se poate în împărăție, pentru că sufletele să fie mântuite. Amin? Domnul să te binecuvânteze. Spune aici apostolul în al, do în al doua parte, pentru că textul e împărțit în trei părți. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea. Iată că parte din alergarea ta trebuie tot timpul să-ți dai shift-delete, da? Cum vine trecutul peste tine, tu trebuie iar să-i dai delete în numele lui Isus la cruce. Asta nu, asta nu sunt eu. Odată după ce m-am întors la Dumnezeu, m-au căutat niște oameni din niște anturaje periculoase și zice, uite, mergem încolo și vrem să facem și aia și aia și s-au la mine și zice, bă, bă tu, ești, tu ești, tu? Că eu nu ziceam nici, zic, nu, nu sunt eu. Zic, ăla pe care îl căutați, strancă pe care îl căutați, a murit la crucea lui Hristos. El mâini nu mai are. El gură nu mai are. El picioare nu mai are. El trup nu mai are. Că toate sunt al lui Hristos s-a la mine ciudat, zice, hai mă să mergem că pe înnebunit în nebunit pocăiții. Zice, înainte era nebun, acum o nebunit de tot. Nu mă nebunit pocăiții, Hristos mi-a dat o altă minte. Hristos mi-a dat putere să las trecutul meu, realizările mele, toate păcatele mele. La crucea lui am găsit ce? Restaurare, justificare și acum pot să merg în această haină nouă ca și copil de Dumnezeu și să încep alergarea alături de mii și mii de sfinți de pe pământul ăsta împreună cu Hristos. Pentru că El a promis. Este cu noi. Biblia spune Evrei 12, de la 2 de la 3: să ne uităm țintă la căpetenia și de credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, iată că și Hristos a putut să alerge, pentru că era o bucurie înaintea lui. Era o bucurie înaintea lui. Ce a făcut? A suferit crucea. Nu știe că s-a bucurat de cruce. Mulți oameni cred doar pentru faptul că era Dumnezeu, că i-a plăcut pe cruce. Dragul meu a fost dureros. A fost chin. Dar pentru bucuria aia care era înainte, el a putut să sufere. De aia alergarea care o faci, tot timpul trebuie să ții percepția pe cer. Leagă-ți inima de cer. Privește la premiul chemării cerești. Doar așa vei putea alerga. Există un premiu mai mare decât tot ce se poate da pământul ăsta. Toate diplomele din lume și toți banii din lume nu te vor putea ajuta. Adu-ți aminte de inventatorul Apple. Avea miliarde sau poate milioane. Nu l-a putut ajuta nimeni, nu i-a putut da viață miliardele alea. Banii nu te ajută. Singurul care dă viață este Hristos. În mâna Lui este cheia vieții și a morții. În mâna Lui! de -aia Pavel spune, luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Vezi tu, aici Apostolul ne spune clar în versetul 12, nu că am câștigat premiul și îmi place atât de mult smerenia Apostolului Pavel. Dragii mei, vorbește Apostolul Pavel. Prin mâna omului ăsta era să făceau semne și minuni de care nici noi nu vom auzi vreodată. Și totuși omul ăsta e de o smerenie incredibilă omul ăsta care scrie trei sferturi din Nou Testament să merește și ne spune eu nu cred că l-am apucat încă. Pavel, stai un pic, mă, Păi dacă tu nu l-ai apucat, eu unde sunt? Eu nu cred că l-am apucat încă. Vedeți mentalitatea. Nu cred că am, am câștigat premiul sau că am ajuns de sfârșit. Citim împreună. Dar alerg înainte. Nu vă aud. Dar alerg înainte. Dacă eu trebuie să înveți să citești cu biserica Scriptura, cu vocetare. Pentru că e poruncit în Biblie, în Timotei spune Scriptura acolo, ia seama la citirea Scripturii în public, așa spune în limba greacă Trebuie să o citim, să o mărturisim cuvântul Lui Dumnezeu, eu nu stai acolo cu gura închisă când să citește cuvântul Domnului, zi amin? și când ți se spune să-l citești, proclamă-l cu credință, amin? Da. Mai citim o dată. Nu că am și a câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, pentru că și eu am fost apucat de Hristos Isus. Mama mea are o mărturie despre mine când mai întreabă unul altul cum s-a întors Sani la Dumnezeu, ce s-a întâmplat. Și mărturia ei e simplă, Dumnezeu a întins o mână lui Sani, dar Sani a apucat mâna lui Dumnezeu. Dragul meu, Pavel, lasă totul în urmă. La crucea Domnului Iisus Hristos începe alergarea și îl apucă pe Hristos, care Hristos alergă către Tatăl. Apucă-te astăzi de Hristos, prinde-L pe Hristos, ține-te de El. Ai, ai pierdut vreodată trenul într-o gară, vreodată? Eu am pierdut odată trenul, o dată trenul într-o am stat, cred că vreo 9 sau 10 ore. Și de supărare am băut vreo 2, 18 cafele. Că nu puteam să stau treaz, mi-era frică să nu fure ăștia instrumentele de pe lângă mine. Dar am pierdut trenul. Am pierdut trenul. Știu ce înseamnă să pierzi trenul. Știu ce înseamnă să pierzi trenul. Dar am prins trenul împreună cu Domnul Hristos. Apucă-te de El pentru că El te va duce la destinație. El știe calea înspre Tatăl. Amin? Nu te da mare, nu te da. Știți că era un tânăr care termina să facultatea teologia și la un moment dat zice Doamne, acum că am terminat, sunt pe picioarele mele, mulțumesc frumos. Și Duhul Sfânt a plecat. Merge tânărul după hartă, avea un GPS la acolo, merge și merge frumos, soare, pădure, păsărele. Dar la un moment dat a început să se însereze, la un moment dat a început să bată vântul, la un moment dat a început să bată grindina, la un moment dat s-a pierdut în labirintul pădurii și Doamne, unde ești? Și a auzit o voce blândă, poți să te ajut? Cred că da, cred că poți să mă ajuți. Zice, nu mai înțeleg harta, nu mai înțeleg. Zice, te rog frumos, explică în harta. Duhul Sfânt zice, eu n-am nevoie de harta, eu am scris harta. L-a luat de mână și l-a scos la loc larg. Și l-a zis, Fu, stai puțin, mă, sunt sunt, 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 absolvent, mă, omule, de teologie. Cum stai ce? Am fost așa, m-am panicat, mă, stai, mă, că mă descurc, mă, sunt o mare. Duhul Sfânt a plecat din nou. A început să meargă, să meargă, să meargă, să meargă. Și după aia a venit noaptea, au venit stelele, au început să audă lupi, au început să audă animale sălbatice. Și din greșeală a intrat într-o mlaștină și cu fiecare pas pe care îl lua, se afunda mai tare în mlaștină până a ajuns la piept și a strigat. Doamne, mai mă auzi? Și a auzit o voce blândă. Poți să te ajut cu ceva? Poți să te ajut cu ceva? Și Domnul i-a întins mâna și l-a scos din mlaștină. Dragul meu, avem nevoie să-L apucăm pe Hristos. Apucă-L pe Hristos de mână cum l-a apucat Petru pe mare. Ține-te de El și nu-I mai da drumul. Amin? Amin. El e trenul care ne va duce în voia Lui Dumnezeu. Pavel știa că este o luptă. Nu vine prin, fără niciun efort. Nu știu cum oamenii au înțeles în, în epoca asta că efort înseamnă să nu, că, că, că har înseamnă să nu faci niciun efort. Harul tocmai te încapacitează să faci efortul care trebuie. Amin? Amin? Adică să spui nu păcatului. Sunt unii care predică, da, prin Singapore și pe acolo ceva păstor că harul ăsta minunat al Dumnezeu, tu nu trebuie să faci nimic, doar stai așa, pei că pară nu e adevărat. Asta nu e Scriptura. Apostolul Pavel zice, luptă-te, mă voi lupta, lupta cea bună a credinței. Duceți-vă mântuirea până la capăt. Harul. Nu înseamnă că tu nu faci niciun efort. Harul e opus faptelor, adică nu ești mântuit prin fapte, ești mântuit prin credință. Și când ești mântuit prin credință, harul te incapacitează să ombrim faptele bune pregătite dinainte, amin. amin. Dar trebuie să te trezești dimineața. Trebuie să te speli pe dinți, trebuie să te aranjezi, trebuie să faci ceva. Pavel îi spune alergare, nu-i relaxare. O să vină sezonul concediilor, dragii mei. Și știu că oamenii de aici din Zaloc, așa din Oradea, tot vestul ăsta al țării au obiceiul concediilor. Îmi spunea unul, eu dacă nu fac trei concedii pe an nebunesc. Zic să te ferească Dumnezeu de ce ai zis să nu sună însamă, cei ce prostie ai spus pe gură. Dar vreau să spun ceva. Chiar dacă trupul ți se relaxează, nu te condamnă nimeni. Mergi în concediu, dacă ai resurse, Domnul să te teze. Dar nu uita că spiritual tu ești în o alergare. Diavolul nu ia concediu. Diavolul nu o să aibă vacanță, dragul meu. El e în continuu război spiritual cu tine și cu mine. De asta Pavel spune, rămâi în alergare. Rămâi pe culoarul care ți l-a trasat Iisus Hristos. Amin? Amin. Vreau să te întreb. Tu ai hotărât să alergi? s ai stabilit care-i premiul chemării cerești? Eu am un premiu care, pentru care alerg sincer. Nimic din lumea asta nu-mi nu, nu dă plăcere, nu mă satisface. Credeți-mă. Chiar zilele trecute, săptămânele trecute la Cluj, Stăteam și eram gata pentru predică și la un moment dat m-am început să plâng și nu știam de ce plâng și am zis, Doamne, mă de lumea, nu vreau să par mai slab decât sunt, te rog, ajută-mă și zice, da, de ce plâng? Zic, pur și simplu mi s-a făcut dor de tine. Vreau, vreau, să te văd, vreau să vreau, mi-ar place să să, 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 vin acasă. Vreau să te întreb, ți se face din când în când dor de cer? Dor după Hristos? Sau ești atât de legat de pământul ăsta încât nu simți absolut nimic față de lumea care vine? Pentru că, dragul meu, lumea asta va fi împachetată, va arde în foc. Și dacă tu te vei lega de ea, vei arde cu ea. Dar dacă îți vei lega viața de Hristos, vei merge în acea lume nouă. Există o lume care vine. Pavel aștepta acea înviere, aștepta acel trup. Spunea trupul ăsta, nu mă mai împlinește, aștept trupul de slavă pe care mi-l va da Hristos. E premiul chemării cerești, e coroana care el o va da tuturor celor ce-l așteaptă. Vreau să te întreb, îl mai aștepți? În timp ce alergi, îl mai aștepți? Sau ești atât de preocupat de nevoile tale, de cum să-ți faci căsuca, cum să-ți faci mașinuca, cum să-ți meargă, eu știu, viața, am copii. Îmi ziceau, nu, bă, mă pocăiesc, să-l rezolv și pe ăsta că mă pocăiesc. Dar n-ai vrea să te pocăiești să-l lași pe Domnul să-l rezolve? Pentru că el spune, dacă cauți împărăția, el va lucra. Al treilea lucru și ultimul, în dimineața asta și după aceea mergem la aplicație, este Pavel ne zice, spune așa, urmați-mă pe mine, fraților, cu alte cuvinte, călcați pe urmele mele. Uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi, 1 Corinteni 1, 11 cu 1, călcați pe urmele mele, încât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vezi tu că Pavel începe cu crucea Domnului Hristos, pentru că el spune, între mine și lumea asta, ce este? Crucea Domnului Hristos, eu sunt răstignit față de lume, nu mai mă atrage, lumea e răstignită față de mine, mă urăște. Pentru că lumea nu iubește ce nu -i ei. Trebuie să te obișnuiești să fii urât de lume. Sunt predicatori peste tot pe planeta asta care încearcă să predice că trebuie să fim relevanți. Dragul meu, nu trebuie să fii relevant, trebuie să fii radical, trebuie să predici cuvântul lui Dumnezeu cum este el. Tu nu poți să câștigi cultura asta, nu poți să o răscumperi. Noi nu ne luptăm să câștigăm lumea, ne luptăm să câștigăm suflete. Mare diferență, amin! amin. Nu e niciun de în scripturi, te-a trimis Dumnezeu să câștigi lumea. Te-a trimis să vestești Evanghelia ca sufletele să fie câștigate la împărăția care are să vină. De asta Pavel spune, urmați pilda mea, mergeți pe urmele mele pentru că și eu alerg pe urmele lui Hristos. Vreau să te întreb, care e modelul tău? Pe ce urme mergi? Modelul tău principal ar trebui să fie pastorul bisericii aici. Nu o ia de pe YouTube, pentru că pe ea nu-i cunoști. Înteles că atât de mulți oameni pe unde merg și când îi spun ce ai învățat de la păstor, nu? Că eu vin aici așa doar că copiii, că nu știu ce, eu am pe YouTube, eu mă duc acasă și dragul meu, hai să spun ceva, tu nu știi viața lor la de pe YouTube. Tot ceea ce tu vezi, modelul Paulin, modelul Cristic este așa, tu ai văzut îndeaproape ce? Umblarea mea, mărturia mea, învățătura mea, aveți aici modelul. Uitați-vă la model. Poate că Domnul Hristos, cum zicea fratele Zac, pună să se pare prea departe. Pavel să se pare și el prea departe, dar sunt aici modelele învață și smerește-te pentru că aici ce învăța. Amin? Lasă YouTube-ul, că YouTube-ul nu te ia în brațe. YouTube-ul nu te bate pe omor, YouTube-ul nu plânge împreună cu tine. Cei de aici din casă vor plânge cu tine când vei trece prin greutăți. Așa că fii recunoscător, mergi și strânge-le mâna la sfârșit. Mulțumesc frumos că ați deschis lucrarea asta. Sunt alături de voi. Hai să alergăm împreună pentru Hristos. Provocarea e simplă. Vreau să te întrebi, gata să pierzi toate pentru Hristos? Sau le iubești foarte mult încă nu le poți pierde? Ești gata să-L faci prioritate pe Hristos? Ești gata să fii răsplătit de Hristos? Ești gata să mergi pe urmele Lui Hristos? Cum putem face asta? În trei pași simpli. Unul, închide ușa trecutului tău astăzi. Și trăiește azi, trăiește în prezent. Sunt foarte mulți oameni și spun ceva ce am observat. Duhuri de religiozitate și legalism. Sau și de libertinism te ajută să trăiești în trecut sau în viitor. Dar Dumnezeul nostru se prezintă Eu sunt. Eu sunt. Nu am fost, nu voi fi Eu. Sunt. Dumnezeu lucrează la prezent, credința lucrează la prezent. De aceea închide ușa trecutului și trăiește astăzi. Spune Apostolul Pavel, Galaten 6 cu în ceea ce mă privește și vreau să fie asta și declarația ta de credință, Alex. În ceea ce mă privește și a mea și a bisericii. Departe de mine gândul să mă mai laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea e răstignită față de mine și o față de lume. Uite ce mentalitate! Adică nu mai contează absolut nimic ce am făcut, toate realizările mele sunt zero. Tot ceea ce contează pentru mine să mă laud cu ce a făcut Domnul Hristos. Vreau să te întreb, ți este greu să vorbești de cruce cu oamenii, de răstignire, de mântuire, de răscumpărare? Pentru că vă spun ceva, eu n-am cu ce să mă laud. Îmi spunea unul, când eram anul 4 la teologie, aveam un prieten care a plecat de la teologie la filozofie și pentru că îi plăcea să mă chinui, venea tot timpul cu întrebări. Filozofie, psihologie și la un moment dat băi, eu am ajuns o concluzie cu Sanitranca ăsta e sărit de pe fix. Dar ăștia îl întrebau, din, din dar ce s-a mă, că tu erați prieten cu Sani. Bă, ăsta e problema. Vorbești de fotbal, el ajunge la Hristos. Vorbești de sarmale, el ajunge la Hristos. Îi spun de zlănina de Maramureș, el ajunge la Hristos. Aia de Bihor de la Zalău, el ajunge la Hristos. Vorbesc de copii, el ajunge la Hristos. Vorbesc că mi-ar place de fata, el ajunge la Hristos. Eu vă spun, ăsta are probleme. Și mi s-a dus vestea prin școală, ai grijă să nu deschizi subiecte cu Sani Trancă, că tot ce o să auzi este Hristos. Dragul meu, povestea noastră trebuie să fie despre Domnul Isus Hristos. Pentru că El a făcut totul ca noi să putem trăi o viață eliberată de păcat pentru Dumnezeu, amin, în Sfințenie. Cea mai mare putere care mi-a dat-o Domnul Hristos mie, lui Sani Trancă, n-a fost să zic da, pentru că da, spuneam și înainte păcatului. Cea mai mare putere a fost să zic nu păcatului și da lui Dumnezeu. Lăuda să fie Domnul. De asta spune Pavel, prin Harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și Harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Vreau să vă întreb câți dintre voi lucrați. Nu, nu pentru voi. Câți dintre voi ați venit la păstor și să spuneți, frate păstor, eu, eu la 16 ani jumate m-am dus și m-am predat biserici. Am zis așa, frate păstor, eu sunt sanitran că vreau să mă predau bisericii lui Hristos. Faceți ce vreți cu mine. Puneți-mă să car ce vreți. Puneți-mă să spăl ce vreți. Eu sunt aici să slujesc. Și pentru următorii trei ani jumate să a asigurat păstorul ăsta americanul că mă a trecut prin toate procesele de zmerenie posibile. Dar vreau să te întreb. Lucrează Harul Dumnezeu prin tine? Pentru că dacă tot ce faci, vii duminica, stai pe scaun și nu faci absolut nimic în timpul săptămânii pentru împărăția lui Dumnezeu, tu ești un lene spiritual. Cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și spune Scriptura, nu ne va lăsa nici leneș, nici nerodi.” Dar cum începe totul? Te duci și spui, frate, postor, fă ce vrei cu mine, roagă-te, mi dați dai treabă de făcut în împărăție. Amin. Dar va trebui să accepți că nu meriți Harului și nici eu merit. E Domnul Hristos care ne primește și prin crucea lui, ascultă-mă, doar prin crucea lui, motivul pentru care mulți pocăiți păcăliți există pe planetă. Mulți pocăiți care încă trag după ei, trecutul există pe planetă este pentru că ei n-au pus niciodată crucea între ei și trecutul lor. team de vorbă cu cineva, fusese în lume, fusese căsătorit, divorțat și acum se pocăi să se recăsătorise cu o fată și el tot îmi spunea bă, cât de tare era aia, cât de frumoasă era. Și eu le pe ăsta pe la toaletă, bă, bă prietene, bă trezește-te. Bă tu, tu observi unde trăiești? El șocat. Dar ce am făcut frate Sani? Tu, tu, tu te gândești cum se simte Doamna asta de lângă tine când tu tot slăvești trecutul? Slăvește-L pe Hristos, trăiește în prezent! Crucea te ajută să trăiești în prezent! Dar trebuie să o aplici la viața ta, știu că nu-ți place. Opinii personale, la cruce. Ambiții personale, la cruce. Planuri personale, la cruce. Eu eu am, am trei cuie în mașină, îmi pare rău că n-am mașina cu mine, că e pe la cruci pentru un service că vă arătam, am trei cuie care le păstrez cu mine. Trei cuie care să le dau firii mele în fiecare zi. Pentru că firea are trei rădăcini care nu vor să pocăiască. Eu cred, eu simt, eu vreau. Și așa trăiesc pocăiții. Exact ca și cei din lume. Ce cred eu e cel mai important. Ce vreau eu e cel mai important. Ce simt eu e adevărul. Dragul meu, ia ciocanul cuvântului și dă-i. Puneți firea la cruce. Amin? Îmi plăcea în maramură și aveau eu vorbă de ce. Ai scos fiara din tine, frate Sani, adică fiara. Știi ce este fiara? Fiara, adică cum este asta? Fie, Fieră, nu? Ei spuneau fiară. Zic că am scos-o. Fiara aia, aia mică am scos-o. Zic mai e o fiară care aia doar cu cruce funcționează. Ajută, Doamne. Închide ușa trecutului prin crucea lui Hristos. Amin. Amin. Lumea răstignită față de mine și eu față. Eu n-am nimic, să nu datorez nimic lumii acestea, vă spun sincer. Și nici voi nu datorați. Al doilea lucru, trebuie să ținem ochii pe țintă să continuăm alergarea, pentru că Biblia spune că trebuie să ne uităm țintă la căpetenia și de săvârșirea credinței noastre. Când e tu, eu sunt penticostal, eu sunt baptist, eu sunt reforma, dragul meu, nu contează ce ești, ce culoare ești. Contează dacă ai pe capitan în fața ochilor tăi. Pentru că El te duce în ceruri. Dacă ne ținem de El, dacă L-am apucat pe El, vom ajunge unde trebuie, la Tatăl, în împărăția Tatălui. Nu contează culoarea politică, nu contează cum vezi tu. Că la vorbește limbe la nu, ăla își pune batică la nu, astea zero. Tot ce contează în vremea când vei închide ochii, va conta dacă te ții de Capitanul Iisus Hristos. El dă viață, slăviți să vie Domnul, amin? El dă mântuire, de aceea uită-te, uită-te, Pavel spune, mi-am sfârșit. Exact, mi-am luptat, luptat cea bună, am sfârșit alergarea cu alte cuvinte. Hristos te cheamă într-o alergare după el personală și într-o lucrare. Să-i ajut pe cei de lângă. În timp ce alergi, pentru tine, trebuie să-i ridici pe cei care sunt căzus pe drum și să-i aduci la Domnul Isus Hristos. Nu arăta cu degetul când îl vezi jos. Zi, hai sus, continuă alergarea. Trebuie să faci un minim efort de a te ține de GPS-ul spiritual. Chiar mă uitam când veneam în coace, erau mai multe drumuri. Pe aici, mai multe drumuri, da? Și zic, Vali, trebuie să ne luăm pe drumul care ni l-a dat Alex. Zic, nu, nu mă aba nici la stânga, nici la dreapta, lasă, el știe mai bine, e zona lui, e județul lui, pe acolo o luăm. Deja omul ne-a dat traseul, noi nu trebuie să inventăm, nu trebuie să, să căutăm GPS-ul. Ba, ne dădea trei drumuri la dreapta, trei la stânga. Dar, dragul meu, GPS-ul lui Dumnezeu îți dă un singur drum. Și este, țineți ochii pe Hristos, pe capitan. Atunci, cu siguranță vei câștiga războiul. Și ultimul lucru, mergi până la capăt, mergi pe urmele lui Hristos. Pentru că Biblia spune, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de o potrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de... O, asta nu-mi place să vă spun sincer, nu că nu-i nu plac bisericilor să predici lucrul ăsta. Vă spun sincer, știți de ce? Pentru că e vorba de lepădare de sine și nimeni nu vrea să se pună pe sine pe cruce. Hristos nu poate lucra cu tine până nu mori. Față de poftele tale, față de copilile tale, până nu mor față de planul și agenda ta. În momentul când zici, Doamne, mă predau, o iau ras, mă predau, zice, în sfârșit, am un om disponibil. Să știți că deștepți am fost destul. Trebuie să începem să fim biblici. Amin? Am făcut pe deștepții. De 30 de ani încoace facem pe deștepții ca biserică. Nu știu dacă știți, dar în America, săptămânile trecute, biserica metodistă care a început ca o biserică a Sfințenei, John Wesley, frații Wesley, dragilor, a apostat au votat în Consiliul lor uh, formațiunea asta e LGBT, e ok, păstori homosexual, sunt ok, uh, trebuie să facem un pachet pentru gazele de seră, să salvăm planeta, au luat-o, efectiv, razna, e o biserică apostată. Apostazia a început. Și știți ce se va vedea diferența dintre biserica adevărată și biserica falsă? Biserica adevărată plină de rituri, plină de, nu de rituri, dar de rituri, dar religioase ridică mâini pe sus, cântă cânte ce citesc din Biblie, dar nu au roada lui Hristos. Biblia spune, cine n-are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și care e Duhul lui Hristos? Ne spune aici Pavel în Efezen, da? capitolul 2, el măcar s-a dezbrăcat pe sine, a luat chip de rog, făcându-se asemenea omului și uitați ce spune, l am înfoțișat și a fost găsit ca om. Care este elementele lui? S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Asta vrea Domnul de la mine și de la tine. Vrea să las trecutul, să pun crucea între mine și trecut? Vrea să încep să alerg cu ochii pe țintă? Și în același timp ce să fac? Să mă smeresc, să, să fiu gata, să ascult până la plecarea mea de pe planeta asta. Amin? Amin. Ajută-mă, Doamne! Ascultător până la parte. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat. Și Domnul Hristos ne mai spune, Marcu 10:45 unul din versetele mele preferate, căci fiul omului nu a venit să fie slujit auzeam mărturia iar unui om căzut acum de curând în America, spunea aveam 15 ținute când intram în camera mea, green room, la camera mea, 15, nu știam pe care o să îmbrac, toți stăteau în jurul meu, cafeluță, masaj, freză, ăla, ăla. Și când m-a lovit trenul, mi-am înșelat, zice el, biserica, am început să mint, mi-am înșelat nevasta, am început și nici nu știu ce m-a apucat. Eram aici și am ajuns aici. De ce? Pentru că noi, dragilor, am început să ne obișnuim cu statuturi de vedetă. Vedete nu există în Împărăția Lui Dumnezeu. În Împărăția Lui Dumnezeu ne dezbrăcăm de toate ambițiile noastre, de toate părerile noastre, da? Și s-ar putea și tu să fii dependent de părerile tale aici. Și eu, eu, așa am în duhul meu că sunt aici câțiva oameni care țin foarte mult la părerea lor. Dragul meu, spun ceva, un profesor la teologie, eram doctorul Bunaciu, mi-aduc aminte, dădeam examen la el și eram cam încăpățânat atunci. În, credeam că știu multe și ăsta nu m-a trecut examenul și doamne, domn profesor, cum să fac să trec examenul? Scrie exact ce scriu eu în carte, dar eu nu cred ce spuneți dumneavoastră. S-a uitat la mine și a spus, cine e profesor? Dumneavoastră. Și în sarea aia Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a zis, Sani, tu trebuie să te smerești. Pentru că tu ești studentul, el e profesorul. Și m-am smerit și am făcut. Și m-am întors a treia oară la el. Și mi-aduc aminte că era la, 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 la Anvon, cu ochii și era obosit, pentru că el a și plecat la Domnul imediat după am pus lucrarea și a știut că am, am făcut-o din carte, zice, și în timp ce îi pun lucrarea, mă prinde de mână, ce fiule, lui Dumnezeu nu-i pasă de părerea mea și nici de părerea ta. El lucrează doar în acord cu părerea lui. Dragul meu, părerea ta nu e așa de importantă, într-o sută de ani nu va conta ce ai crezut tu, contează ce crede Dumnezeu și ce spune Dumnezeu, amin? amin. Părinții tăi, nu, cu scuză mă copiii tăi când o să se uite, nu mă să zic că da, tata a fost un om care a trăit după standardul cuvântului lui Dumnezeu. Sau va spune, tata meu a fost un om care a avut milioane de păreri care și le-a schimbat până la sfârșitul vieții și când a plecat, n-am știu ce e acolo, că era ghiveci. Dragul meu, mergi până la capăt pe urmele lui Hristos, că și fiul omului n-a venit să fie slujit, ci să slujească și să-și dea viața care a scumpărare pentru mulți. Vreau să te întreb, tu îți dai viața ca răscumpărare. Îți dai viața, o plătești și tu prețul împreună, cum și Apostolul Pavel, plătești tu prețul. Vii să plătești din, din resursele tale, din timpul tău, din bucuria ta, din, din, viața ta. Efectiv să te sacrifici pentru Hristos și împărăția Lui. Sau lasă că Domnul lucră prin fratele păstore, treaba lui, doar vin frumos la biserică, îmi pun un batic, pun o cravată, stau și ascult și nu fac nimic altceva. Leneș spiritual total, dragul meu. Eu n-am nimic cu codul vestimentar, îți spun un lucru. Codul vestimentar nu te mântuiește. Credința în Hristos te mântuiește. Tu faci cu mai încredințarea, Domnul să te binecuvânteze. Dar trebuie să începem să fim stup de albine. Biserica trebuie să se întoarcă la mentalitatea de albine, adică lucrăm până plecăm. Martin Luther spunea, dacă mâine ar veni Hristos, astăzi aș planta un pom. Astăzi că creștinul trăiește în astăzi, creștinul nu trăiește în trecut, trecutul e rezolvat de cruce, prezentul îi dă Dumnezeu har ca să suporte prezentul, să meargă înainte, să persevereze și are încredere pentru viitor în acest Hristos care vine să ne ia, lăuda să fie Domnul. de nu mi frică de politicieni, de nu mi frică de COVID, de n am făcut vaccinul, de am mers și am evangelizat la greu. De ce? Pentru că am o așteptare că vine Mântuitorul meu. Și oricum, zilele mele sunt scrise în cartea lui. Nu ca când vor câini, spunea un proverb ardelenesc. Nu știu dacă îl știți, nu îl știți. Îl știți? Îl știți? Și Biblia când a voit Domnul, l-a luat pe Ilie la... Adică nu și-a cerut scuze la nimeni. Când Domnul vrea te ia, până nu, n-are rost, te mai stresez. Vai mor, vai mor. Aveam o bunică de la 50 de ani să plângea că moare, a trăit 8-7 de ani. În fiecare zi lua bombi de, 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 inimă, fraților, și la sfârșit îmi spune doctora și domnule, la autopsie avea asta o inimă și mai trăia 15 ani. Cum? Dar ea avea probleme. Nu avea domnul, ea avea cu stomacul, nu avea nimic cu inima. Motivația finală e simplă. Te rog frumos, nu pierde timpul. Închide ușa trecutului prin al lui Hristos, lasă regretele, pentru că diavolul îmi spune, eu mă întâlnesc foarte mulți creștini și îmi spun, băi, nu pot, mă condamnă, efectiv, nu pot scăpa de condamnare, efectiv, dar de ce au ăștia oamenii ăștia condamnare? Pentru că ei încă vor să câștige mântuirea prin propriile lor fapte. Dar acum eu stau aici, mântuit prin Harul lui Dumnezeu și îmbrăcat cu haina neprihănirii lui Hristos. A mea e tare murdară, nu vreau să-ți o prezint. Trecutul meu e în marea uitării, nici Dumnezeu nu mai umblă acolo, dar diavolul vrea să te facă să pescuiești în el, nu te mai uita în trecut, ca soția lui Lot, că te întărești, ți se întărește inima, te împietrești, trăiește acum, Trăiește astăzi. De asta te provoc să închizi ușa trecutului și a trecutului tău cu crucea Domnului Isus Hristos. Ia crucea în fiecare zi, Doamne Isuse. Între mine și trecutul meu este crucea ta. Eu sunt mântuit prin har, prin credință. Te iubesc. Mulțumesc pentru mântuire. Și mergi la drum. Amin? Amin. Nu mai tot să îmi spunea o soră, mă analizez. De 15 ani tot mă analizez. Sor, Ridică-te, lasă-l pe Dumnezeu să te analizeze. Da, dar m-am bătat ăștia la mișcare, el la aia cu copilul din tine. Lasă copilul din tine. Nu vorbește Biblia de așa ceva. Dar cum să fac? Nu poți să te analizezi tu pe tine însuți foarte obiectiv. Tu trebuie să te analizezi fie în funcție de ceva, amin, sau cu cineva. Că tu o să fii foarte darnic cu tine. Spunea un, un profesor de la babeș a făcut un, un studiu pe, pe români. Pe, pe, țara asta românească, român, unguri, ce sunt pe aici, așa și așa. Oamenii din România sunt cei mai, spunea el, deluzionați oameni din lume. Zice că nu au făcut studiul ăsta, pe nu știu câte mii de oameni au reieșit, că atunci când întreba ce părere au despre ei, au o părere atât de bună despre ei, că atunci când au întrebat alții patru persoane ce crede despre ăsta, ăla au fost absolut șocat, au intrat în depresie instant când i s-a spus ea ce crede despre el. Pentru că noi avem impresie foarte bună despre noi, așa e? Foarte bună! Dacă îți oglindește altul, de asta avem nevoie de oglinzi retrovizoare și prima oglindă este cuvântul lui Dumnezeu. Aia din față și după aia mai ai nevoie de niște frați ca să sună, băi, ai fost ok, dar odată eram plecat de la o predică și am știut eu că n-am zis eu chiar ce trebuie acolo. Nu mi-am cam urmat schița, am, am, mai spus prea multe povești și la un moment dat mă duc în mașină și mă întreabă Duhul Domnului, evaluează-te cum crezi că a fost. Și zic eu așa, să nu, să nu zic că am fost prea rău, dar nici prea bun. Știi cum e românul? Doamne, zic eu, cred că am dat-o în bară. Și Domnul zice, nu să ai dat pe lângă poartă. Dar eu voi folosi în momentul ăsta să-mi slăvesc cu numele oricum. Că dacă azi îmi zici că ai dat în bară, mâine îmi spui că ai dat gol și n-ai dat. Fii onest cu tine. Fii onest cu tine. Fii onest cu tine și lasă-i pe alții să vorbească în viața ta, amin? Să te evalueze. O să fie fain când o să auzi părerile altora despre tine, care te iubesc. De asta, dragul meu, închide ușa trecutului, țineți ochii pe țintă, te rog frumos, ține ochii pe țintă și nu te opri la jumătate, mergi până la capăt. Vreau să dau o motivație finală. Când va veni cel rău și în ziua aceea, pentru că va veni anul ăsta, pentru mulți dintre noi, așa spune Scriptura, în ziua aceea să stați gata, să stați gata, să stați gata, mă ajuți? George, unde ești? Ai fugit? George îl cheamă, nu? Așa am înțeles. Cum? Iosif, voi, oh, mai bun, slăvit să fie Domnul. Nici George nu era rău, dar așa am înțeles pe aici. Domnul să te binecuvânteze. Re major, te rog frumos. E singura gamă în care știu să cânt. Când va veni cel rău și va veni ziua cea rea, atenție, vreau să vă dau trei indemnuri clare. Cristos, dă iertare, eliberare pentru trecut, de ce aleargă la crucea Lui. Ăsta e primul lucru care trebuie să faci. Spunea cântecul dinainte, la crucea ta alerg mereu, mă smeresc la picioarele. Acolo trebuie să mergem. De ce? Acolo e victorie. Acolo e biruință. Hristos a biruit. Acolo în ce a făcut Hristos, diavolul nu are nicio o putere. Degeaba arată că îi se rupe degetul. De ce? Pentru că Hristos ne acoperă cu neprihănirea Lui. Amin? Apoi, trecutul tău e rezolvat cu crucea. Întotdeauna când vine și te hăituiește, pune crucea. Pune crucea! Apoi, în viața de zi cu zi, Hristos va da putere și har pentru situația prezentă, deci cheamă-L în ajutor. Nu-i de ajuns să mergi la cruce, trebuie să-l și chem zilnic, în ajutor. tor, cheamă-mă și-ți voi, răspunde. Și apoi, Cristos dă speranță pentru viitor și veșnicie, Deci, încrede în el. Vin vremuri grele, vă spun ceva, nu mă sperie. În 2017, pe Dumnezeu, mi-a arătat că o să înceapă războiul, cu 5 ani înainte să înceapă. Nu m-am dat pe internet, n-am ieșit pe YouTube. Am martori la care am arătat, am făcut poze, uite, Domnul mi-a spus că începe războiul, așa, 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 așa. Multe lucruri m a mai spus. De ce? Pentru că nu vreau ca să, cum să zic, să, să devin un fel de oracol pentru că nu sunt. Hristos descoperă lucruri, dar ne descoperă pentru ca să vedem că El are în mână istoria. De asta nu te teme. Avram să îngrijoa că n-avea un copil. Și spune, Doamne, poți să-mi dai un copil că n-am să mă Dumnezeu ce mă copilă. Hai să spun ceva. Nu numai că îți dau un copil, îți spun și istoria, îți dau desfășurătorul pentru următorii 430 de ani. Păi dacă Dumnezeu știe să dea înainte pentru 400 de ani desfășurătorul. Nu știe el ce o fi cu tine în câțiva ani. Nu știe el când o să pleci spre ceruri. Mai trebuie tu să trăiești cu îngrijorare. Dragul meu, erau două păsări într-o zi și își cu coate una la alta, stăteau lângă o biserică și plecau oamenii și veneau îngrijorați tare. Și la un moment dat una o întreabă pe alta. Nu înțeleg, de ce se îngrijorează oamenii atât de tare? De ce se îngrijorează credincioșii așa de mult? Și păsărica îi spune, e, ei nu l-au pătat al nostru ceresc care ne poartă de grijă. Te rog frumos, rezolvă trecut în crucea Domnului Hristos. Primește har pentru prezent și putere de sus, ajutor de sus. Și trăiește cu nădejde pentru viitor, pentru că îmi ridic ochii spre tine, în tine-i nădejdea mea. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.